Salut, Claudia! Oare numai pe mine mă auzi, ar fi... Stai să te pun pe... Tot ai sau de oare? O să fugi copilul. Da, numai singura problemă e că... Vezi din Skype. Da, stai în seama. Nu mă 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 mă. Ok, spune acum ceva. Nu, nu, la speaker. Ce mă mai la speaker, mă jos. Ok, acum? Așa, acum e perfect. Bine, Claudia, da, ne auzim, e ok? Încep? Da, vezi, nu foarte tare, că sunt de tare. Bine, bună seara! Vă mulțumesc că ați rămas până la ora asta ca să mă ascultați. Numele meu este Claudia Jelea, vă sun acum din București. Nu este prima dată când ne-am întâlnit la prezentarea articolelor din revistă. Pentru numărul din această lună, eu am pregătit un articol care abordează subiectul noilor tehnologii în pragul Data Protection Day 2015. Cum mi-a venit ideea de a scrie acest articol? Pe la sfârșitul lui decembrie 2014 vorbeam cu Ovidiu și încercam să stabilim detaliile pentru un nou articol. Și spuneam că pe 28 ianuarie 2015 va fi ziua datelor cu caracter personal. Data Protection Day, cum este numită în Europa, sau Privacy Day, cum este numită în afara Europei și în special în Statele Unite. Tot atunci mi-am adus aminte că în urmă cu ceva timp citisem un articol din străinătate în care se vorbea printre altele de faptul că la un moment dat NASA anunțase crearea unui tricorder. Acum fanii serialului Star Trek probabil că știu la ce mă refer. E vorba de acel device pe care doctorița Crusher folosea pentru a scana corpul pacienților și să colecteze anumite date de natură medicală pentru a diagnostica bolile. M-a fascinat ideea că în zilele noastre există așa ceva, s-a creat așa ceva. Și m-am gândit că aș putea să combin cele două și să scriu un articol despre aceste noi tehnologii care pot colecta datele cu caracter personal și modul în care o pot face. Dacă vă gândiți, actualmente sunt tot felul de tehnologii în zilele noastre. Unele dintre ele pot părea science fiction unor oameni care au trăit, să spunem, acum 50-60 de ani. Avem internetul lucrurilor, avem drone, avem aplicații mobile, avem telefoane inteligente, tablete, drone, mașini care se conduc singure, softuri de analytics și instrumente de online tracking și geolocalizare și multe, multe altele. Toate aceste tehnologii implică colectarea datelor cu caracter personal. Ele lucrează cu date ale oamenilor, ale persoanelor fizice și jonglează cu acest volum foarte mare pentru a căuta anumite tipare, dacă e să ne gândim la softurile de analytics, de exemplu. Acum, noi, juriștii, ca să spun așa, nu putem să rămânem indiferenți la aceste noi tehnologii, pentru că vin clienții și ne roagă să interpretăm legislația care se poate aplica acestor tehnologii. Și de multe ori se pune problema dacă legislația trebuie schimbată și dacă poate face față acestor noi realități. Dacă veți citi articolul meu și vă invit să o faceți, veți vedea că el conține 4 secțiuni, destul de generale, dar probabil că le voi lua pe rând și le voi dezvolta în articole următoare. O secțiune privește aplicațiile mobile, tabletele și telefoanele inteligente care aspiră masiv date cu caracter personal. O altă secțiune vizează dronele, pentru că este un hobby pentru multe persoane. O altă secțiune vizează aceste softuri de analytics și instrumentele de online tracking folosite în publicitatea
dată comportamental și o altă secțiune vizează mașinile care se conduc singure. Toate aceste teme sunt teme fierbinți pe buzele multor oameni, se discută foarte mult despre ele, așa că miercurea viitoare, pe 28 ianuarie, când se sărbătorește Ziua Datelor cu Caracter Personal, vă invit să reflectăm împreună la avantajele și dezavantajele pe care toate aceste tehnologii noi le prezintă și să ne gândim dacă nu cumva, în schimbul avantajelor, renunțăm la anumite libertăți. Pentru că, așa cum bine se spune, Big Data este de fapt Big Business sau datele cu caracter personal sunt noul petrol, așa cum am citit recent într-o prezentare. Până data viitoare, când ne vedem pe Skype cu noul articol, vă doresc Happy Data Protection Day pe 28 ianuarie. Și când navigați pe internet în acea zi, să fiți un pic mai atenți față de cum sunteți de obicei atunci când bifați termenii și condițiile și acele privacy policy. Să vă gândiți cui dați acces la datele voastre și în ce condiții. Cam atât despre articol. Vă invit să-l citiți și dacă sunt întrebări sau dacă vreți să dezbatem o anumită temă, aștept să-mi scrieți și vorbim mai mult. Sau dacă mulțumesc, Ovidiu! Mulțumim, Claudia! Nu știu dacă avem întrebări din sală. Stai să vedem. Lumea văd că e destul de obosită la ora asta, dar nimic de privacy. Subiect prea mare. Lasă-i să citească întâi articolul și dacă le vine vreo idee, o să mă contacteze ei. Ok, bine, Claudia, mulțumim mult și mulțumim că ai stat până la ora asta. Mulțumesc și eu că m-ați ascultat. Bine, ta-pa, o seară bună!